ceasa 2015 dimineața. Pentru locuitorii comunei Alpujeni, ziua de 7 februarie 2015 a fost o zi semnificativă. Pentru prima dată în localitate a venit preasfințitul Anatolie, episcop de Cahul și Comrat. Biserica Sfântul Nicolae din localitate a fost plină de enoriași. Un sobor de preoți în frunte cu preasfințitul Anatolie au sfințit prestolul Lăcașului Sfânt. Pentru munca sârguincioasă în slăvirea Domnului, parohul Bisericii Sfântul Nicolae din satul Ialpujeni, preotul Alexei Teacă, a fost decorat cu Sfânta Cruce de Protoiereu. Sârguincioasă spre binele și întrumărirea Sfintei Biserici Ortodoxe din Moldova, parohul bisericii cu hramul din cinstea Sfântului Ierarh Nicolae din satul Ialpujeni, raionul Cimișlia, preotul Alexei Teacă se decorează cu dreptul de a purta cruce de protoiereu. Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Cu medalii și distincții bisericești au mai fost menționați un șir de enoriași care au contribuit la repararea și menținerea bisericii în localitate. Nu cunosc în istoria satului Ialpujeni și a Sfintei noastre biserici un eveniment mai puternic ca astăzi, ca să avem mare onoare și mare cinste să fim vizitați, să asistăm la o slujbă religioasă asistată de o așa o personalitate, cum este preasfinția sa, episcopul de Cahul și Comrat, Anatolie. Pentru noi azi e o zi mare, o zi plină de bucurie, fericire, că am avut așa oaspeți la noi în Sfânta Biserică și ne-am rugat pentru pace, sănătate, pace pe tot pământul. Dorim ca părintele nostru fie întărit Dumnezeu în credință, să aibă răbdare să ne rabi toți și noi să ne întărim, să fim următorii creștini în Sfânta Lăcașul nostru, să fim mintioși, să recunoaștem că avem stăpân și să dăm onoarea de a mai face bine. Sper că pe viitor vom mai aduce jertfă pentru Biserica Sfântul Nicolae din Ialpujeni. Se vede că la moment se construiește trapeza pentru oamenii din sat ca să aibă unii petrece toate sărbătorile. Și cu ajutorul lui Dumnezeu sperăm că vom face și mai multe pentru comuna Ialpujeni. Biserica Sfântul Nicolae din satul Ialpujeni este construită din lemn și acoperită recent cu țiglă metalică și are o vârstă de 210 ani.